stai, înainte de a începe acest videoclip, vreau să-mi spui care din aceste clopote crezi că sunt eu. Sunt 7 clopote, scrie acolo în comentarii. Ei bine, după cum ați putut vedea, eu am fost transformat în acel clopot care era fix aici la jumătate. Dacă ați ghicit, chiar sunt curios, dați acolo cât mai multe like-uri să facem multe, pentru că astăzi o să fie un episod foarte special și foarte amuzant și foarte interesant, pentru că vreau să-l mai spionez pe Darius Cel. Cum l-am spionat eu pe vremuri, bă? Că știu că l-am spionat anul trecut și chiar sunt curios cum ar fi să-l mai spionez încă o dată. Eu zic că ar fi super tare să vedem ce se mai întâmplă astăzi și pe lângă asta spionatul ăsta o să fie mult mai troll decât ăla de anul trecut, pentru că eu practic astăzi m-am putut transforma într-un clopot de fapt, acesta care era aici la jumătate, și am acest lucru cu care eu pot să mă costumez și în aceste animale pe care le vedeți aici. Bam, 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 hai să mă fac pisică. Acum sunt costumat într-o pisică, după cum puteți vedea, și Darius Cel n-are deloc habar și eu practic astăzi pot să-i fac mare farsă lui Darius Cel. Adică eu o să-l spionez tot timpul, o să mă ascund de el, o să-i fac mare troll pentru că o să-l strig și toate chestiile astea de genul, și el nu o să-și dea absolut seama unde sunt eu, pentru că practic el nu o să mă găsească și așa o să fie. Acum stați puțin cum îmi dau asta jos. Bă, uitați-vă că pot să-mi schimb și culoarea, cât de interesant. Da, și practic mă fac înapoi om și cam așa este. Nu mai stăm foarte mult la discuție, o să fie foarte interesant. Abia aștept, o să facem foarte multe chestii astăzi. Dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți în comentarii ce farse vreți să-i mai fac lui Darius Cel. Acum de început o să lăsăm puțin mai moale, o să mergem la Darius Cel, pentru că vreau să fac o chestie, să-și dea seama că aș cum că eu sunt deja aici, pentru că dacă mă duc eu și stau ascuns deja din prima și îl strig așa, că voiam să îi fac o chestie, să mă duc la bucătărie să-l strig, el poate își dădea seama că bă, stai puțin, ăsta cu unde se ascunde, ce îmi face, nu știu ce. Dar acum o să mă duc direct la el, bun mă, normal, ca un om normal. Bă, ce faci Malunelu pe aici? Ia să vedem ce mai spune Malunelu, Malunelu, hai la joc, vara. Ai că vacanța de vară a sosit cu mult foc. Malunelu a rămas setat de la începutul anului, vacanței de vară practic a rămas așa. Bă, frate, și mai e foarte puțin să termină vacanța asta. V-a plăcut vacanța? Chiar sunt curios, scrieți acolo în comentarii. Și acum sunt totul asta. Darius Cel, unde ești? Fie aici, mă, sau fi în parte. Darius Cel, cred că e la calculator. Darius Cel, alo, Darius Cel, bă! Ce, mă, ce vrei, mă, ce, ce, unde ești, bă? Bă, unde ești, mă, unde ești? Ce vrei? Ce faci, mă? Bine, tu? Bă, dar să vorbești mă, calul meu, vino mai aproape de mine să te auzi, calul meu, dar să le că am... Ce vrei, bă? Doamne, nici chiar așa, dar să le că mai și speria. Bă, ce vrei? Ce vrei? Bă, dar să le, știi care e faza? Mai e foarte puțin să duce vacanța de vară, bă, dar să le. Și cine facem, bă, dar să le, trebuie să mergem iar la școală, dar să le. Bă, ce pun și ploaie. A, ce pun și ploaie. Doamne, gata, dar să le, gata. Hai că te, bă, dar să le, hai că mă duc la mamă, hai că mă duc la, hai că nu vreau să te mai au, dar să le, mă duc la mine. Okay, mă duc la mine acasă, pa, dar să le, bă, bă, dar, de fapt, nu mai zic nimic. Hai, pa, doamne, hai să plecăm acum. Pa, fraiere, hai, pa, doamne, acum fiți atenți. O să mă duc repede și atenți, am acest flower pot, o să-l pun, gata, eu m-am făcut direct un mare flower pot și o să intru aici în bucătărie și o să trebuiască să mă ascund de Darius Cel, ok? Deci hai să ne punem aici pe masă și să strigăm pe Darius Cel ca și cum că sunt în bucătărie. Bă, Darius Cel, ia vino cu acele, vino la bucătărie, bă, uite ce-am găsit. Bă, ce, bă? Darius Cel, vino la bucătărie, hai. Vino, ce, mă, ce, unde, unde, ce vrei, unde ești, unde ești? Hai, mă, vino odată, hai, vino la masă, sunt la masă, al, bă, vino mă la bucătărie. Da, sunt la masă, bă, uite, sunt aici, stai și mănânc un burger. Bă, toamă, unde ești, mă, că nu ești aici, Darius Cel, hai, că sunt toate astea pe masă, hai, bate aerul frumos, brința mării, totul e minunat aici, dar fii odată sau nu vii? Da, sunt aici, bravo, le buras, mă, că ești prost, bravo, le uite. Bine, mă, hai, lasă-o în pace, dacă nu vii, eu plec acasă, că uite că s-a dus și ploaia, hai că deja mă enervez, pa. Bă, ce are, mă, prost, stai nici prin mare, nu te-am pe mine la masă, după ce facem, ia că mă din camera mea, bă, fac m-a supărat pe mult, pleacă. Uite cât am uzat, e bun acum de dăm asta jos. Și acum vreau să mă transform. În ce să mă transform? Bă, știu că el avea câine și el zice să mă transform într-un câine, pentru că dacă mă transform în câine, nu, nu, pisică, pardon, nu, 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 stați puțin, stați puțin. Într-un câine, ia să vedem dacă avem câinele. Bun, câinele este acesta, perfect. Ne-am transformat în câine. Bun. What? Ce câine e ăsta? Ok, stai puțin că mă sperie câinele ăsta, e un câine. Bă, cred că o să-i fac o farsă cu câinele ăsta dacă stai să mă gândesc. Uitați cum arată. Bun, acum ne-am revenit la normal. Suntem câine normal, suntem prietenul lui Darius Cel și acum ne ducem la el să-l spionăm. Mergem în cameră ca și cum suntem câinele lui. Partea cea mai amuzantă este că Darius Cel, dacă eu am abilitatea asta, practic el nu mă aude pe mine, ci aude câinele ca și cum că latră. Gen, ca și cum eu chiar nu trebuie să latru pentru că Darius Cel mă aude lătrând, pentru că sunt costumat în acest câine și o să fiu aici la ușă și o să intru foarte frumos și o să fie tot... Doamne, am uitat de asta, frate. Bă, s-a înfuriat câinele, uitați-vă. Bă, ochii roșii. Ah, fiți, ok, gata, s-a dus. Dar trebuie să văd cum, trebuie să or, sar pe aici să văd cum mă duc eu pe aici, așa. Ce o duce, așa, gata. Hai, da, bă, 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 bă,
mie, dar burcă, mamă, cât de tare e asta, mă, uite, lătrând acum, asta e cea mai tare chestie. Nu mă închide, mă, nu mă închide, mă, nu! Stai, stai, că-l spune. Bă, ăsta vrea să se ia cu mine la lătrat, bă, nu știu, mie chiar îmi vine să-l latur pentru că voi nu mă... Ok, hai că... De fapt, stau aici, stau calm aici, într-un col, să zic ce face prostul ăsta, ia. Bă, oane, fii Antine, oane, mâine la zice, vreau să băgăm la turnamentul la Fortnite. Da, bă, să câștigăm bani, hehe. Da, bă, băi, oane, baș, fii Antine. Acum ce să mai fac, eu ce să mai fac? A, știu, fii Antine, mi-am zis că eu am fost pe un site de gaci, cu ce e ieri, da? Bă, nu, acum un an, bă, și vreau și să mai... Uitați, adaptă câine și uitați că s-a făcut. Stau mă, fiți atent ce o să-i fac. Gata, hai că e cu minte. Hai că stau aici, mă pun și eu fiți atent. Mă pun în pătuția, pun stau în pătuția. M-am ascuns, m-am ascuns. Uitați, eu nes. Doamne, bă, ce? Ok, lasă-mă în pace. Bă, ia parcărul, ia parcărul. Lasă-mă în pace, ia parcărul. Ok, perfect, ai dat bărăga la câine. Gata, mă, cât am usat eu, frate. Jos, părușca, jos, părușca. Așa, bravo. Okay, așa, okay. E cacicuțe pentru Darusel 2012. Ia să vedem. Avem prima oară Mariana. Bă, Mariana, e Mariana, ce place Mariana. Hello, Lady Barbie, te iubesc. Salut, Lady Gaga, te iubesc. Papa, acum așteptăm. Oh, așa, ia, a răspuns. Ce, bă, copile, te crezi că ai 14 ani, 13 ani, ce-ai tu? Bă, nu, ai 5 ani, pleacă nici. Cum adică, bă, eu am 5 ani, eu am 10 ani și sunt frosos, ia. Oh, am uitat să vă stătiți să ia cu câinele acum, nu știu, fiți atenți că dau în el ca câine, fiți atenți. Bașca, bașca! Am dat în el! Bașca! Ah, uitați! Fiți atenți, hai că mă duc aici. Bă, doamne, cât am usat, de ce sunt câine? Bă, doamne, cât am usat! Bașca! Ok, fiți atenți. Bașca, stai, bașca! Bă, cât am uzat cu câinele ăsta, gata, mamă, dar bărăs. Bă, dar ce facem ăsta? Ok, hai că-i dă iar burgerul. Uitați-vă acum, uitați-vă. Mi-am găsit hrană infinită, practic o metodă cum să fac hrană infinită. Gen, bă, dar stați puțin. Uitați-vă, bă, ce facem ăsta? Suna la fete iar, bă, nu pot să cred că fix acum s-a apucat să sune la fete ca data trecută, mă, ca anul trecut, mă, nu-mi vine să cred așa, așa ceva. Așa, ia să căutăm, uite, avem asta, avem pe... Ce pe Andreea. Andreea, bă, stai, eu sunt 100.000 de ani, sunt fană tot de când aveam 3 ani și vreau să ne întâlnim, te pup. Ce, doamne, ăsta să dă la, să dă la oameni cunoscuți. Ce, doamne, ce crede? Ia, a răspuns. Ce, bă, dar răstele, n-ai bani, sărac. Cum adică n-am bani? Uite, eu am bani, stai. Ia, money, am bani, băi. Acum vreau să mai dă tura, băi. E faptul care îmi place și mie de mult. Ia. De ce îi place ăsta, mă? Ia. Hello, sara mea, te iubesc, vreau să fiu cu tine și vreau să trăiesc cu tine, în tine. Bine, bă, fii antenă, ia. Asta au răspuns rapid. Ce, bă, copile, cum să te cheme, dar o să-i 2012? Ai nume de parcă ești pe beluș, fraie, tu te nici? Bă, cum adică, bă, pe tine te cheamă Olanda și nici de mine, fraierul, cum, bă? Eu nu mai vreau în Olanda, ia du-te, bă, nici. Că deja m-am nervat, ia te arunc telefonul pe ceam. Nu mai pot, gata, nu mai joc, nu mai. M-am supărat. Bă, dacă dă prostie. Bă, uitați, mă, ce a făcut, mă, și-a aruncat telefonul pe ceam. Vorbea cu Olanda. Ce, doamne, vorbea cu țara asta, s-a uitat pe Wikipedia și zicea că vorbește cu o fată. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, nu-mi vine să cred așa ceva. Acum ce să-i fac, mă? Fiți atenți, hai că mă transform în cer... Hai, de fapt, hai că mă duc tu ca câine, dar trebuie să văd să nu cad aici, că deja mai... Ok, stați puțin să văd, cum să... Ok, but, ok. Ce faci? Ce vrei tu, măi? Ce vrei? Părușca, ce vrei? Doamne, de ce vorbește așa cu câinele, mă? Ce ăsta i-a pus numele la câine așa? Doamne, cât de prost e. Uitați-vă la el. Ce face, mă? Uitați-vă cum se uită. Bă, da, prost e, mă. Bă, da, mie mi-e milă așa puțin de el, sincer. Chiar mi-e milă. Nu știu ce să mai întâmple cu el, dar... Ce, doamne, iar tu-mi faci asta? Fiate, dacă tot eu stai, eu zic să bag un Fortnite cu Ion. Da, sau ce să joace Fortnite cu Ion, adică ce mi se pare pe mine, pe bune, ce amuzant în asta, adică, bă, fiți atenți, acum o să mă transfer, bă, da, nu fiți atenți. Aaaa, bă, iar am căzut, bă, ce mă nervează, au, bă, ce stai, bă? Bă, ce-a făcut,
Ok, fiți atenți, că mă duc repede în casă la el sus aici. Mă duc repede sus și vreau să văd ce blocuri are acolo cu, în care aș putea. Ah, cred că are bookshelf și pot să mă ascund într-un bookshelf ceva de ce. Nu cred. Deci fiți atenți, ia să vedem dacă cade iar prostul. Deci a căzut câinele, ia să vedem dacă cade. Mă, ce faci? Întâi, mă, a trecut. Ah, cred că a trecut, mă, ia că mă duc înapoi, bă. Ok, deci trebuie să am mare grijă, că nu știu ce mai face și chiar e enervant. Doamne, frate, ce nu mi se pare, bă, e anormal copilul ăsta, sincer, pă, bun. Ok, stai, trebuie să am mare grijă. Bun, gata, am reușit. Și ce vedem, care bookshelf-uri, dar bookshelf-uri astea sunt alt tip de bookshelf. Și nu știu în ce aș putea să mă fac. Cred că rămân tot. Nu, fiți atenți. Hai să o facem să fie de-a dreapta. Deci eu sunt aici. Oh, ah, gata, știu, fiți atenți, uitați-vă. Deci uitați-vă ce skill am cu câinele ăsta așa, doamne. Bă, deci eu s-a apucat să te jucă, doamne, bă, și vă... Ce nu, Părâșca, taci! Asta vorbește, asta vorbește cu câinele, ok. Ok, hai că am plecat acum repede. Mamă, nu vine după câine, nu vreau să-l vad acum. Am sărit. Mamă, deci nu vreau să vadă câinele acum. Ce câine prost. Doamne, mamă, ce mă enervează. Bă, dar țipă în ultimul hal. Ok, vedeți că m-am transformat. Ba, deci așa, uitați-vă la mine. Sunt practic câinele normal în momentul de fapt, acum nu mai sunt câine. Bă, deci bă, nu se mai face câinele. Ok, gata, s-a făcut câinele normal. Așa este câinele normal. Și asta este câinele practic diabolic pe care trebuie să-l vad acum. Chiar sunt curios cum o să reacționeze, fraților. Uitați-vă cât de interesant arată totul. Deci eu chiar sunt curios dacă o să se sperie sau nu. Hai să mergem acum sus la el. Îl vedem ce face să joacă cu Ion. Da, nu e nimic amuzant, sincer, interesant, așa că cred că direct mă duc la el, dar ia să vedem. Hei, Ion, hei, Ion, bine! Fă box, Andrei! Întâi, Tony, bine, mă, easy win, mă! Bășca! A căzut prostă. Trebuie să mă transform puțin înapoi. Bă, nu mai merge. Bă, de ce să transform? Nu, vreau înapoi în câine normal. Să creadă ca și cum când a văzut. Bă, nu se mai transform. Câine normal. Câine normal, repede. Nu mai merge, gata. O să stai aici și o să vadă câine normal și nu știe. Fii atent. Bă, nu, iar s-a transformat în ăsta. Nu. Ok, stop. Băi, prostul, ați văzut că și-a omorât câinele? Acum m-am transformat într-un flower pot și hai să vedem ce o să se întâmple. Pentru că sunt transformat în flower pot, sper să nu mă vadă mișcându-mă și trebuie să mă poziționez. Păi hai, mă, că mă pun fix aici, în spatele lui, mă. Că până la urmă nu o să mă vadă și e interesant așa, ia, deci mă pun fix aici, ta. Ia, mă, pot să mă poziționez și o să nu mă vadă, dar oricum... Ia, stai și mă, ia, stai și pe telefonul meu, cu eu, te văd la chei buții, l-am aruncat acolo, s-o buții. Telefonul, dar o să-mi dăm 12. Mă, și-a luat telefonul înapoi. Mamă, și l-a spart. Uitați-vă cum arată telefonul acum. El spart. Doamne, cât de prost e copilul. Uitați-vă la el, doamne. Hai să... Mă, fii antină. Mă vreau, fete, că dar o să-mi dăm 12. Și oamenii torci și așa cade să vorbim cu... Uite, cu asta, cu... Asta iar vorbește cu fete. Ioana, uite, Ioana. Doamne, iar vorbește cu fete. Și sparge telefonul de tot copilul ăsta. Estas tu amigo, come to me this summer. Uite aici. Și iartă poza cu Sejong. Sartă că sunt bogat. Ia, hopa, pum, bim. Și ta zis poza. Doamne, cât de prost e ăsta. Mamă, deci mă enervează rodotot. Bă, doamne, ăsta critică. Doamne, ce vorbește. E prost rodotot, mă. Nu, mă enervează. Când îl aud, chiar mă enervează, mă. Uitați-vă aici. A răspuns. Ce da, faci? Bă, dar o să ne fie antenă. O să fiu împreună. Când o să crezi că ești prea amintitel. Bă, cum adică, bă, mamă? Iar la rău, mamă, stai. Mamă, ăsta e prost, doamne, iar... Stai. Așa, hai, de fie antenă. Hai să mai vorbim cu două fete. Că a treia, bă, așa se are cu noroc. Doamne, cât de prost e copil ăsta, are un vin să crede așa. Ia, asta, uite asta, Ionela. Ia, fii atent că mi-am scos ăsta și să mă vadă. Bine, nu o să mă vadă acum, dar să vedem cum o să reacționeze în timp. Ia, să vedem, deci să aici. Ia, o vezi, Ionela. Hello, eu sunt la 112, dar tu poți să-mi zici de aruzări pentru tine 2012? Ce, mă, copile, ia, trimite o poză cu tine. Stai. Ce? Bine, dar nu, că nu poți zic că iarăși copil, dar bine, hai. O să pun și filter. Așa, am făcut filter. Bă, mă, trebuie poză cu el, stai. Cumpără, bă, și-am făcut poză. Bă, mă, fetești pe mine. Nu, mă, fetești pe mine. Ce, bă, bă, bă. Stai, mă scund aici. Oh, păi da, te-am strigat, mă, ce faci, mă, prost? Te-am strigat să mai devreme să vin la bucătărie, tu n-ai venit. Da, bă, stai, te-am primit mesaj. Bă, dar ce-ai zis, mă, ăsta? Care ești tu, ești copilul ăla care e prost și face poză retardat? Sau bătul ăla frumos din spate? Cum adică, mă? Mă, tu te pari ceapă, Rafael, e în fârșit. Bă, dar nimeni nu vrea să fie cu mine. Eu care sunt cel mai frumos, bă, nici anul trecut, nici anul ăsta, poate anul viitor, dar nici. Las-mă, bă,
tavăle. Păi da, ța, prostule, normal dacă ești plângășul, dacă ești copil, dacă ești fraier, dar răsele, normal că nu să stea nimeni cu tine, mă, dar răsele. Cum vrei, ce trimis poze și tu n-ai văzut cum vorbești tu cu ele, bă, ăla-i, bă, aia sunt vorbe la tine, mă, dar răsele, și vorbești așa în continuu, crezi că ar sta astea cu tine? Da, pentru că eu sunt frumos și te-ești urât, lasă-mă în pace. Ce ar să blochează, nu știu, incredibil așa ceva, cât de prost. Doamne, cât de prost, nu mai zic nimic, sincer. Bă, a fost amuzant, mă, chiar a fost amuzant, sincer. Dacă mă întrebați pe mine, oare cum crezi, bă, da. Mamele, m-a săturat de tine. Bă, ce faci? Bă, lasă-mă în pace. Bă, lasă-mă în pace. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.